Am și o melodie nouă făcută pentru amândoi nași și de la Cumătru și familia mea. Gianni Versace și salam pentru Naș, Mir, toți invitații. Am și eu una nouă și magnatul nostru care ne iubește. Asta e cea mai nouă piesă. Și nu vreau decât să ascultați vorbele astea. Am doresc mai mult decât să-mi dați bani, mai mult să ascultați vorbele astea, că e un mesaj. Un mesaj puternic către toți părinții. Ăștia care nu mai știm ce înseamnă să dormim pe acasă, pentru că alergăm tot timpul să ducem la copiii noștri de toate. Și stăm plecați prin țări străine, peste tot în lumea asta, numai să ne punem copiii bine. Să nu mai crească și copiii noștri cum am crescut noi. Ha, pentru copiii la toată lumea, să vă dea Dumnezeu fericit. Și pentru familia după 27, să știe, Crăișan și Fanghe! De la domnul Crăișan, pe data de 27, ne distrăm împreună ca în familie, cu toții. Și face tot și cu pentru copiii lui și pentru Eduard și Rebecca 100 de euro. Pentru toți frații Fechet, pentru finișorii lui, au și pe 27, împreună cu toată familia, își cerem de scuze că nu dăm numele la toți, suntem mulți într-un cuvânt pentru toată lumea de la Fechet, nașul după 27, 100 de euro! Tot de la fete, 200 de euro! Mulțumim! Să rămână noastră după 27. Din partea conducerii, să cântăm la scenă, vă rugăm din suflet, care aveți plăcere, veniți la scenă, pentru că așa e frumos, ne distrăm, ne simțim bine împreună. E timp pentru fiecare, veniți la scenă și să vă dea Dumnezeu noroc. E cel mai frumos să fim toți egali. Hai! Încă o dată! Ok! Din partea lui Liliana pentru Bogdan, fratele ei, prietena ei, Olimpia, pentru Claudia din Anglia, prietena ei, și pentru Andreea, mulțumim din suflet. Ia vă rog eu, mă.
ca omul lume e dator. Doar slugă copilul, om să-i învețe și să-i crească, și apoi să-l părăsească. De m-ar părăsi fi mea, mi-aș lua viața cu mâna mea. A, tu ești frățiorul meu, mai mare. Sau eu frățiorul tău mai mare? De la Jamal, nebunul, diviu meu. Viața orchestrei și viața lui Florisala. Jamal 100 de euro? Pentru compilat și lui să aibă parte de fericire. Da Vinci și Fernando? Pentru ce s-a botezat? Nașimat? Și toată lumea, Jamal, prințul viața lui, Ciprian, prețiorul nostru, și Nicoleta, viața lui, regina lui, încă 200 de euro de la Jamal, Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta! Viața și sufletul lui Jamal, și familia mea și copiii mei, s-au auzit vorbele astea lui Salam. Da Vinci și Fernando. Avă rugământ. Pentru toată lumea. Ia vă rog. Vreau o strofă aici, după care revin la scenă și cântăm la toată lumea. E Jamal nebunul meu, prietenul meu. Ia vă rog. Pentru toți părinții de la Jamal. Of, omul lume e dator, doar slugă copiilor. Of, să-i învețe și să-i crească, și apoi să-l părăsească. Of, de m-ar părăsi fi mea, mi-aș lua viața cu mâna mea. De m-ar lăsa al meu băiat, n-aș mai avea somn în pat. Copiii mei, copiii mei, muncește tata pentru voi, că voi sunteți puterea mea, sufletul și inima mea. Tot de la Jamal până la 300 de euro. Tot de Da Vinci, Fernando, și pentru regina lui Nicoleta. Nicoleta, Nicoleta, Nicoleta! De la Jamal. Și pentru cea mai dulce mamă de pe pământ. Unicul Dumnezeu al lui. Speranța! Să dea Dumnezeu fericire și noroc. Spune așa. Of, omul lume, când se naște, nu știe cât rău îl paște. Of, necazuri și bucurii, chinuri grele ce nu le știi. Că dacă aș fi, că într-o zi copiii mei m-or părăsi. Of, după câți ani am muncit, eu m-a strânge cu las de gât. Copiii mei, copiii mei, muncește tata pentru voi, că voi sunteți puterea mea, sufletul și inima mea. Copiii mei, copiii mei,
voi sunteți puterea mea, sufletul și inima mea. Da Vinci e șeful meu, Jamale, Fernando, sufletul meu. Nu zic de Nicoleta, că n-a ieșit în vorba mea. Dar cine-i Dumnezeul meu, cine-i Dumnezeul meu? Speranța mea, sufletul meu. Mulți părinți ori mai găsi ca speranța vor mai fi, ca speranța vor mai fi. Ia-uzi. Da Vinci e viața mea, și Fernando, forța mea, e forța mea. Familia number one, familia lui Jamal, familia lui Jamal e nebunul lui Salah. Ha, ha, ha. Pe la 350 de euro am eu pe al meu primul. Asta e. Să rămână la Da Vinci, Fernando, Nicoleta și Speranță. Să repetă vorbele astea cu o dată. Da Vinci e viața mea, și Fernando, forța mea. Nu zic de Nicoleta, of, Doamne, credincioasă mea, e noroc în casa mea. Of, cine-i Dumnezeu meu? Au speranță sufletul meu, aia-i Dumnezeu meu. Ia să roagă pentru mine, ia să roagă pentru mine, ca să-mi fie viață bine. Să rămână lui Jamal, Nicoleta și familia lui. Să rămână din suflet, cu respectul. Ne cere scuze la toată lumea. Nu există copil mai frumos, vrea să-mi ia microfonul, oameni buni. Nu există așa chip de îngere. Oh! E nepotul lui Zobar, să aibă parte de bucurii, de tot binele. Oh! Kevin, să rămână! Mare turneala! Domnul Fege! Să rămână! Talent, respect! Dacă mi-ar spune cineva să dau ani în viața mea, asta pentru ai mei copii, le doresc numai bucurii. Of, când erau timpuri mai grele, eu le-am dat mereu putere. Of, n-am avut, dar n-am avut. Atențiune! De la domnul Feghe. Pentru copiii lui, pentru Damari, Damaris, Spermadiane, pentru nașii din seara asta, pentru Ginorica, și pentru finișorii lui, de pe data 27, pentru tot neamul lui prezent, într-un cuvânt pentru toți, că sunt prea mulți. Nepoți, veri, tot neamul, cum a spus, separată 200 până la 250, până la 300, 350, să rămână! Domnul Fanghe! Să repetă vorbele astea. Respect maxim. Ia-o-s. Of, omul lume când se naște,
nu știe ce răul paște. Opne cazuri și bucurii, chinuri grele ce nu le știi. Of, dacă știi că într-o zi ce vă luăm, copiii mei vor părăsi. Of, după câți ani am muncit, m-a strânge cu las de gând. Copiii mei, copiii mei, muncește tata pentru voi, că voi sunteți puterea mea, sufletul și inima mea. Și voi! Canada! Iubesc, magnatule! Și-ncă o dată pentru domnul Pecăr! Partea lui Amadeus, în primul rând, pădurați și mari, stima și respect pentru familia dâșilor, socrii mari, socrii mici, mirele, mireasa, de la Amadeus, 50 de euro, pentru domnul Feghet nășicul nostru, pe 27, avem un naș cu onoare. La Eduard, la cumătru lui, pentru Ionuț nășicul lui, finii lui Marian și 100 de euro, pentru copiii lui, pentru familia lui, pentru Betty, Edi și Antonia, Betty, Edi și Antonia. O, Betty e puterea mea, și Antonia se fame, dar eu mai am pe cineva. Păi e din alinarea mea, că omul lume e dat zon, doar slugă copilor. Om să-i învețe și să-i crească, și apoi să-l părăsească. Copiii mei, copiii mei, muncește tata pentru voi, că voi sunteți puterea mea, pentru familia lui Rudol, cu mantru, Rudolf Manciu. Păi familia mea, scuză-mă, scuză-mă. Și Mircea Nebunu asemenea, să le dea Dumnezeu fericire. Și Da Vinci și Fernando. Și pentru Rudolf nășicul lui. Și pentru toată nunta, 100 de euro separat din partea lui Amadeus, pentru masa lui, pentru copiii lui, pentru domnul Feghe. Inima noastră nasă după 27. Aș fi returnat la asta în forță! Iubar
fratele lui Elvis. Fratele Luța. Elvis, fratele Luța. Fratele Luța. Elvis. Pentru copiii lui Ana și Adi. Pentru nepoții lui. Să trăiască toți nepoții. Pentru părinții lui. Pentru Gică și Geta. De la Elvis, bani din Anglia, lire, 20 de pounds. Mulțumim din suflet să trăiască copiii, Elvis. Frații, tot ce iubești. Are și el melodia cu părinții separat, încă 50 de euro. Din partea lui Elvis, are și el o comandă frumoasă pentru părinții lui și Aluța. Mulțumim din suflet! Să aibă noroc! Ia vă rog, eu. Dacă m-ar părăsi fi mea, mi-aș lua viața cu mâna mea. Mi-aș lua viața cu mâna mea. Dacă m-ar lăsa fi mea, pentru copiii mei de la magnatul meu, pentru ochii mei, Betty, regina mea, șefa mea, prima mea dragoste, Betty. Să rămână viața mea, să rămână mult. Ia vă rog eu mult. Și cu o dată pentru cu mătru meu Rudolf Maciu. Viața noastră și de la mine și de la tine. Și pentru Mircea nebunul. Frații mei, familia mea. Și Jamal pentru familia lui anunțată. Aia. Amadeus. Ia uite ce spun. Că omul lumea i-a dat tot, doar slugă copilului, om să-i învețe și să-i crească, dar și apoi să-l părăsească. Dacă m-ar părăsi fi mea, mi-aș lua viața cu mâna. Of, pentru ce să mai trăiesc? Atenție de la Amadeus. Pentru Betty, Antonia și Eddie. Și copiii la toată lumea. Și domnul Fenge. Și cântăm refrenul împreună. Pentru copiii la toată lumea și Antonia. Copiii mei, copiii mei, mi-aș fi de viața pentru ei. Copiii mei, puterea mea, sufletul și inima mea. De la Sarsan, pentru Dani și Anis, copiii lui. Și pentru frații lui, pentru toți zvării lui, și pentru frații lui Adrian și Costel Cordoneanu, Adrian care la suferință, pentru toată lumea prezentă, mulțumim mult de tot, s-a dat 50 de euro, mulțumim! Un părinte adevărat, un pas înapoi ne-a dat și aleargă zi de zi ca să-și crească copiii. Un părinte adevărat, un pas înapoi ne-a dat și aleargă zi de zi ca să-și crească copiii. Și voi.
Am separat de la fratele Miresi, de la Igor Vioristu, mare talent, mare forță, mare forță, care sunt la nunta lui pe 27. Mare forță! Să-ți trească finul feche. Pentru fechet în primul rând, nasul lui! Pentru părinții lui, Crișan și fechet, care e părintele lui spiritual. Pentru nașii din această seară, Zobar! Domnul Costel, amândoi, am valoare mare. Pentru Leon și Samir, frații lui, mulțumim din suflet de la Eduard, care ne simțim bine la nunta lui, bem un șpriț ca în familie. Dar Dumnezeu putere și casă de piatră de pe acum. Ia vă rog eu. A dat și fratele la Minesică pentru părinți. Un si minor acolo. Ia vă rog eu, începutul ăla. Unde e fratele la mireasă? Unde? Miresică! Unde e frățiorul tău că el a plătit? Să-i fac bucata asta de părinți pentru mireasa, pentru Ginerică. Ho-ho! Veniți aici lângă mine, pentru că e locul mai mare. S-a pus să vă fac și-o două vorbe pentru părinții voștri, de la frățiorul tău, toată masa lui Eduard, cu nașii lui, părinții lui. De la Elvis, comerciul vreau ori. Pentru cei mai dragi părinții ai lui, Geta și Gică, care sunt de mare valoare. Oriunde au fost, oriunde au fost, au ajutat pe mulți. De la Elvis în continuare, s-a mai dat fără număr să fac și o melodie asta, după care am și pentru Păratul Gervi, care o să-l invit aici cu Ricardo, cu cine vrea el, să-i fac aici la scenă. Unde vrea inimioara lui? Mireasă! Iauzi! Pentru Geta și Gică, da? De-aș putea aș cumpăra zile pentru mama mea. Aș da prețul cel mai mare ca să mi-o fac nemuritoare. Când o văd pe Geta mea, parcă vă pe pregesta. Eu nu vreau să zic de Gică, să-i fac viață fericită. Să mă ierți, măicuța mea, poate te-am supărat cândva. Te-am iertat, copilul meu, știi că te-am crescut cu greu. Să-i grijă de sora ta, el vii să-i ascultă încoar. Tu, păuța, să nu-o lași tristă cu lacrimi pe obraz. Tata, nu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea. Câte zile voi avea, mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Tata, nu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea. Câte zile voi avea, mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu. Și cu o stropă pentru Elvis și Uța. Nu contează banii mei,
căgeta e ochii mei. Și gică e tatăl meu, să mi-l țină Dumnezeu. Cântă-ne, salamule, ai de răcoreste-ne. Noi n-avem lacrimi fierbinți, că avem cei mai dulci părinți. Pentru domnul Gică, să-i dea Dumnezeu fericire. Fac și o strofă frumoasă. O strofă după care de la domnul Gică pentru toată lumea. Ia vă rog eu. Auzi ce spune? Ce spune Uța? Și Elvis! Când erau timpuri mai grele, Gica-l meu ne-a dat putere. Și nu mai zic de geta, că ne-a crescut toată viața. Avem cei mai dulci părinți și n-avem lacrimi fierbinți. Ne face viață fericită, e și geta, e și cică. Tatăl meu, măicuța mea, voi doi sunteți viața mea, câte zile voi avea. Mama mea, tăicuțul meu, eu vă mulțumesc mereu, că prin voi trăiesc și eu. Tatăl meu și mama mea, e cică și e geta, și port în inima mea. Noi n-avem lacrimi fierbinți, că avem cei mai dulci părinți, că avem cei mai dulci părinți. Să rămână domnul Gică, să-ți trăiască copiii ăștia frumoși.